A fost panică ieri seară într-un bloc din municipiul Buzău după ce locatarii au simțit miros puternic de gaze în locuințe și pe casa scării. Mirosul de gaze a fost semnalat la un bloc cu 10 etaje din cartierul Micro 5. Mai multe echipaje de pompieri, polițiști și jandarmi au fost mobilizate după ce mai mulți locatari ai blocului 3 au sunat la 112. Da, dar dacă nu sunam și muream acolo în casă, că nu poți să știi. Dacă nu puteai să stai, îți dădea lacrimi în stat. Ne e teamă că rămânem pe drumuri, în primul rând. Rămânem în plină iarnă pe drumuri și sunt oameni în vârstă, sunt oameni cu copii, cu 2-3 copii, cu oase. Vă dați seama că nimănui nu convine, cu toate că nu-i zăpadă, să rămână în frig și în asta. Spitalei cu COVID-ul ăsta, cu mesi. Suntem bolnavi, cum? Nu am probleme cu inima, nici acum nu le eu tremură picioarele. V-ați panicat? Da, eu fac. Da, după cât timp probleme auzim în seara asta, se întâmplă explozii, se întâmplă gaze, incendii, trebuie să fie cât de cât grijuliu. Da, trebuie urmărit de unde a plecat. Asta să ia măsuri. Forțele de intervenție au bătut la ușile celor 44 de apartamente ale blocului pentru a-i anunța pe oameni să plece cât mai repede din locuințe. Peste 100 de locatari au fost scoși în fața blocului. A venit la fiecare ușă, a ciocănit și ne-a dat afară. Este afară că miroase a gaz, explozie. Stăteam la televizor. Și? Și a venit cineva a venit de la pompieri, pe scară. Și ne-a zis că miroase a gaz sau a benzină. Și mirosea benzină. La locul intervenției s-au deplasat două echipaje, o autospecială de stingere cu apă, se spune, și un echipaj de prim ajutor. Sosiți la fața locului, colegii au constatat un miros de gaz. Au făcut cercetări în împrejurim, în subsolul blocului. Au evacuat personalul din bloc, aproximativ 100 de persoane. La fața locului au sosit și echipajele de la Distriga Sud pentru a căuta sursa mirosului înțepător. A fost descoperită o avarie chiar la conducta principală din bloc. Forțele de ordine au închis alimentarea cu gaze a apartamentelor, iar oamenii au fost lăsați să intre în case după aproape o oră de stat în fața blocului. Dar nu aveți gaze! Dacă faceți parte din blocul ăsta, dacă nu... Asta. Bravo! Ne-a lăsat fără gaze acolo, ce să facem? Ne-a lăsat fără gaze acolo, ce să facem? Veste proastă! Ce mai mâncăm, ce mai are, ce mai halim? Mai avem. Miroase crunta benzină și acum au oprit gaze. Și eu sunt 100% că cineva a dat pe scurgere, pe WC-ul a dat benzină. Dar nu mai miroase la subsol. Asta e, ne-au oprit gazele. Avaria de la blocul 3 va fi remediată de o firmă ce urmează să fie contractată de Asociația de Proprietari.